După multiplele ieșiri pentru a pescui cu laseta feeder, iată că astăzi a venit și rândul rubezienei. Iar ce poate fi mai frumos decât să pescuiești cu rubeziana la pește mare? Așadar, am venit pe lacul Valcroft în intenția de a mă distra cu crapii, cu peștii de talie mare, așa cum spuneam, într-o partidă de pescuit în care am ales un loc chiar aici în fața lacului, un loc unde peștii se poziționează puțin mai greu în apropierea malului, deoarece aici la intrare este de cele mai multe ori gălăgie. De ce menționez acest lucru, faptul că m-am poziționat aici? Deoarece pe timpul partidei vă voi explica strategia mea de pescuit pentru locurile în care peștii sunt mai sperioși și vin mai timid către mal. Ce trebuie să faceți, ce trebuie să luați în considerare și cam ce trebuie folosit în astfel de situații. Așa cum menționam, astăzi m-am pus pe o parte a lacului chiar la intrare, unde de obicei este mai mult zgomot și peștii sunt puțin mai reticenți, iar pentru această partidă utilizez produse care sunt, sau să spunem, nu sunt asociate cu pericolul de către pești. Folosesc carpeleți de 2 mm, aceste pelete neavând o aromă anume, fiind pelete simple de fishmeal, iar crapul în general, atunci când este crescut în crescătorie, este hrănit cu pelete de fishmeal simple, fără arome. Acest tip de hrană fiind practic întipărit în ADN-ul lui, nefiind asociat cu pericolul. De asemenea, am porumb simplu de conservă, fără niciun fel de aromă, am viermi pentru cârlig și de asemenea mi-am mai adus o cutie de mix de semințe de la Dynamite Baits, mix de semințe care este fiert direct în cutie, păstrându-și aromele intacte și, așa cum spuneam, nefiind aditivat cu nimic, având aromele naturale. Singurul lucru care este diferit astăzi este un produs nou de la Dynamite Baits. Este un produs care s-a lansat în acest an 2020 și este vorba despre boabe de porumb aditivate și colorate în același timp, au o culoare distinctă față de porumbul normal, care are o culoare galbenă, acestea sunt de culoare portocalie. Este un produs nou care încă nu a apărut pe piața noastră, eu l-am primit în teste, dar sper ca în curând să apară și la noi și clienții să aibă acces la el. Am început partida de pescuit nădind pelete de 2 mm cu cupa, nu vreau să fac un vad extins, nădesc cu cupa pentru a fixa un punct cât mai bine definit pe substrat. Boabele de porumb din când în când mai trag și cu praștea pentru a atrage peștii care sunt în zonă, dar intenția mea este de a nădi într-un singur punct și de a aduce peștii cât mai aproape de locul în care poziționez cârligul cu momeală. La cârlig am folosit inițial boabe simple din conservă, dar am observat că din cauza culorii am prezentări mai rapide pe boabele Dynamite Baits, boabele portocalii. Nu au o aromă foarte, foarte puternică și probabil faptul că folosesc boabe de altă culoare decât cele cu care nădesc și aroma subtilă a acestor boabe fac ca ele să fie mai repede acceptate de către peștii din vadul meu.
Fiind la început de partidă, încă nu am prezentări extrem de dese și așa cum bănuiam, cam toți peștii pe care i-am capturat până acum sunt de talie mică, ca să zic așa. Crapii care sunt cu greutate până într-un kilogram, un kilogram și jumătate pot fi considerați crapi de talie mică, deoarece aceștia, după cum bine știți, ajung la dimensiuni destul de mari. Dar pentru un pescuit la rubeziană, acești ciortani pot face deliciul unei zile, mai ales atunci când prezentările sunt foarte dese. Eu mă bucur că reușesc să îi atrag, deoarece aici, în această zonă a lacului, este foarte greu de atras peștii în apropierea malului. Și sper ca strategia mea de nădire să dea rezultate în continuare. Așa cum spuneam, carpeleți la fiecare pește prins, pun câte jumătate de cupă de carpeleți de 2 mm, câteva boabe de porumb și 2-3 viermi, fiindcă și viermii au rolul lor, creează vibrații în vad și de multe ori și ei atrag peștele în locul nădit. Acum am avut un pește de talie mai mare care s-a dezgățat și cred că e momentul să introduc câteva semințe în vad. Semințe care, așa cum spuneam, își păstrează sau și-au păstrat aromele naturale din cauza faptului că au fost fierte în ambalajul lor, în cutie. De cele mai multe ori, acestea nu sunt asociate cu pericolul de către pești, deoarece semințele, așa cum spuneam, au aromele naturale, nu sunt foarte parfumate și peștele vine cu încredere pe vadul nădit.
A început vântul să bată și acum e momentul să mai efectuez un odire, deoarece în aceste momente apa mișcându-se și peștele începe să circule în lac. Și vreau ca pe vadul meu, dacă este să vină un număr mai mare de pești, să găsească mâncare. Iar faptul că bate vântul și că mișcă apa este un lucru benefic, ar trebui să bucure orice pescar. Fiindcă, așa cum ziceam, peștii încep să circule în lac. Probabil unul din aspectele cele mai frumoase în pescuitul la rubezian este drillul, deoarece din cauza elasticului peștele încă își păstrează din puteri, ca să zic așa. Și aici, în apropierea malului, este oarecum dificil, mai ales dacă se folosește un elastic subțire. Eu folosesc un elastic de 2 mm tubular și este destul de dificil în a-i ridica de jos, de pe substrat, dar este foarte important ca utilizatorii de rubeziană și în general începătorii să înțeleagă că de cele mai multe ori elasticul mai subțire este mai bun, deoarece amortizează mult mai bine șocurile. În plus, se pot folosi fire de strună mai subțiri fără a le rupe foarte des din cauza elasticului rigid. Unul din aspectele importante atunci când se pescuiește la rubeziană, și aici mă îndrept către pescarii începători în pescuitul la rubeziană, este acela de a nu nădi niciodată la lungimea maximă a rubezienei. Este foarte important ca nădirea cu cupa să se facă mai în spatele liniei maxime a lungimii rubezienei, deoarece nu tot timpul peștele stă pe patul de nadă. Nădind cu aproximativ jumătate de metru în spate, așa cum am făcut eu astăzi, am nădit la 12 metri și jumătate. Practic, las loc peștelui să vină pe linia mea maximă de rubeziană și să nu vină pe patul de nadă dacă el se simte inconfortabil, mai ales în cazul meu aici fiind, așa cum am spus, un loc cu presiune, un loc cu gălăgie, iar peștii sunt oarecum mai timizi în a se apropia de mal. De aceea, nădirea în spatele liniei maxime a rubezienei este un lucru foarte bun de cele mai multe ori. Astfel, nădind la 12 metri jumate, eu pot să poziționez cârligul cu momeală la 13 metri, deoarece peștii, de obicei, în majoritatea cazurilor, ei vin din larg, iar prima dată se întâlnesc la linia de 13 metri cu momeala mea de pe cârlig. Pentru a exemplifica cât mai bine nădirea, acum am să explic exact pe lungimea rubezienei linia la care nădesc. Trebuie încărcată cupa, dusă rubeziana cu grijă pentru ca tot ce este în cupă să nu sară afară, să nu se facă balans, să sară afară din cupă boabele de porumb și peletele. Iar rubeziana o aduc până la nivelul cotului. Asta înseamnă că de la nivelul cotului până în față, în suportul de rubeziană, am aproximativ 50 de centimetri. Poziționând astfel conținutul cupei de nădire cu 50 de centimetri în spate față de poziția normală a rubezienei. Astfel, exact cum menționam, sunt cu vadul de nadă mai în spate de vârful rubezienei cu jumătate de metru, cu 50 de centimetri, iar poziționarea plutei, a cârligului și al mamelii se face pe 13 metri. Întotdeauna se poate veni în spate la nivelul cotului și se poate poziționa pluta
pe vadul Nădiț pentru a verifica dacă este pește, sau se pescuiește pe 13 metri sau chiar puțin în față, în funcție de cât este de lungă baniera, adică distanța dintre plută și conexiunea cu elasticul. Și exact ce nu vroiam să prind. Am prins. De obicei când vin acești mici teroriști pe vad, somnii, crapii cam pleacă. Se pare din nou că am parte de o zi în care vine ploaia și nu mă lasă să pescuiesc și mai ales atunci când pescuiesc la rubeziană evit să mă prindă ploaia pe malul apei, deoarece fiind o lansetă sau fiind o sculă ustensilă de pescuit foarte lungă și din carbon, riscul de a atrage fulgerele este foarte mare. Vreau să scot juvelnicul, să vă arăt peștii și până data viitoare vă urez fi rândiți.